Vrem în dimineața aceasta, într-un mod special, să ne ațintim privirile către El. Pentru că dacă suntem cineva sau ceva, dacă suntem în viață și dacă viețile noastre s-au transformat, este datorită jertfei Domnului Iisus Hristos. Binecuvântat să fie numele Domnului. Și în dimineața aceasta, dacă îți vei adânci privirile către El, te vei lumina de bucurie. Când îți întorci privirea către El, spunea David în Psalmul 34, ți se luminează fața de bucurie și nu ți se va umple fața de rușine. În dimineața aceasta doresc din toată inima mea să înălțăm numele Domnului. Slăvit să fie numele Domnului. Și Domnul ne-a dat har să fim încă în viață. Și harul acesta pe care ni-l oferă are câteva responsabilități pentru fiecare dintre noi. Și una dintre responsabilitatea importantă pe care ne-o dă harul este să ne pocăim. Amin? Este să ne pocăim înaintea lui Dumnezeu. Spunea Pavel Romanilor, nu vezi tu că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă sau vă îndeamnă la pocăință? Și primul pas spre a te pocăi și a te întoarce la Dumnezeu este să-ți mărturisești păcatele tale. Este cu neputință să nu fii păcătuit luna aceasta. Și vreau să te întreb într-un mod personal, ai greșit înaintea lui Dumnezeu? Aș vrea în dimineața aceasta să stai înaintea Tatălui tău ceresc, care are dorința în dimineața aceasta să te ierte de păcatele tale, să te spele cu sângele Lui cel Sfânt, să-ți curățească mintea, să-ți curățească ochii, să-ți curățească buzele, să-ți curățească mâinile. Hristos Domnul este viu și este prezent în mijlocul nostru. Uitați ce spune cuvântul Domnului, Evanghelia după Matei, capitolul 9, cu versetul 6. Vreau să fim atenți la acest verset. Matei 9, cu 6. Dar ca să știți că Fiul omului are putere, atenție, pe pământ să ierte păcatele. Hristos îți va ierta păcatele doar cât vei trăi pe acest pământ. Dincolo de pământ, când vei muri, nu-ți va ierta păcatele. Așa că ai harul în această dimineață să fii iertat de toate păcatele tale. Binecuvântat să fie numele Domnului. Aș vrea să intrăm în rugăciunea aceasta și să venim la Domnul cu greșelile noastre. Să spunem Domnului, Doamne, am păcătuit împotriva Ta. Dar știu că sângele Tău este de ajuns să mă ierte, să mă sfințească, să mă curățească.